Un bărbat ce ar fi ucis consăteanul pe care îl bănuia că ar fi fost amantul soției sale s-a întâmplat în noaptea de 6 mai în casa suspectului în satul Taraclia din Raionul Căușeni. Poliția a fost alertată chiar de bănuit un bărbat de 50 de ani. La fața locului imediat s-a deplasat poliția, dar și medicul legist. La locul crimei aceștia ar fi depistat cadavrul unui bărbat de 44 de ani cu o plagă de cuțit în regiunea gâtului, iar lângă cadavru era un bărbat de 50 de ani, vizibil în stare de ebrietate alcoolică avansată. Acesta ar fi recunoscut că el ar fi comis crima motivând că victima de 44 de ani anterior a avut relații amoroase cu soția lui. Acesta ar fi declarat că pe bărbat l-a omorât iar pe femeie a bătut-o. Prin urmare, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și riscă dosar penal pentru omor.